Bună găsit, dragi telespectatori, și în această seară Economia în alertă. Iată că economia este într-o continuă dinamică, avem subiecte interesante pe plan național. Vedem că Institutul Național de Statistică, mă rog, prin vocea Fondului Monetar Internațional, ne spune că am redevenit tigrii Europei. Avem o creștere economică de 5% prognozată de Fondul Monetar Internațional. La ce ne ajută? Ce este dincolo de statistica respectivă? Aici este problema. De asemenea, o lege foarte dură pentru bancheri, o lege a creditelor în CHF, se va reveni la cursul istoric. Vom dezbate și acest aspect. L-am invitat alături de mine în această seară un economist desăvârșit cu cine puteam discuta aceste probleme, cu domnul Dănuț Culeț. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc. Mă bucur să-i văd pe nevădere. Mulțumesc pentru prezență. Domnule Culețu, citeam și eu, mă mai informam, mai iau, iată, de pe surse, vine Fondul Monetar Internațional și zice, băieți, aveți 5% creștere economică. Se uită românii la noi. Ce să înțeleagă din lucrul ăsta? Aici sunt, o să-mi permite să fac mai multe explicații, ca să zic așa, pentru că modelele de creștere economică pot fi mai multe sau axate pe mai multe variante. Acest model de creștere economică care ne-a dus la 5%, vorbesc de România, este axat exclusiv pe consum. Adică, pe reducerea TVA-ului, care sigur înseamnă cheltuială de consum, și reducerea acestei cheltuieli aduce în buzunarele românilor mai mulți bani, pe majorarea salariilor, după cum foarte bine știți, și majorarea pensiilor, care înseamnă la fel venituri mai mari pentru români, la fel și pentru reducerea unor taxe, cum a fost CSU. În condițiile acestea este normal să existe un impuls pe consum și este normal ca PIB-ul, adică produsul intern brut al României, să crească în aceste condiții. Acum, ca întotdeauna în economie, eu am mai spus la emisiunea dumneavoastră, întotdeauna trebuie să vedem și părțile bune și părțile rele și mai ales să gândim în perspectivă. Este România capabilă să susțină acest 5% care ar fi un ritm normal pentru a elimina decalajul cu Uniunea Europeană o perioadă mai lungă de timp? Eu am să vă spun că, după părerea mea, nu este posibil, pentru că acest consum nu se bazează pe creșterea producției interne, ceea ce ar însemna, într-adevăr, că și ceea ce produce România este mai mult și, sigur că da, și competitiv România crește. Din păcate, consumul se bazează aproape exclusiv pe import, ceea ce înseamnă o debalansare a balanței comerciale a României. Adică importăm mai mult decât exportăm. Această balanță a devenit din ce în ce mai deficitară și, până la urmă, ce se va întâmpla? O balanță trebuie acoperită într-un fel. Varianta este fie creșterea taxelor, fie import, fie apelul la credite. Apelăm la credite, trebuie să plătim și dobânzi, ceea ce înseamnă o reajustare în timp a modului în care noi ne dezvoltăm produsul intern brut. De aceea eu zic că acest an electoral, și din păcate acest an electoral nu se diferențiază cu nimic de precedenții ani electorali în care s-a manifestat sau manifestat tendințe populiste, la fel cum, din păcate, trebuie să constat că s-a întâmplat și în acest an. Ori aceste derapaje, aceste acordări de sume, care, spuneam mai devreme, n-au corespondent în producția internă, n-au acoperire sănătoasă. Exact. Nu pot să conducă decât la, în an, la niște mici corecții. Pentru că nu va mai, cu certitudine, o asemenea creștere economică sau o asemenea creștere a consumului, cu certitudine, nu va mai putea fi posibilă în anii viitori. Să înțelegem că, pe de o parte, Fondul Monetar ne-a spus veți avea o creștere economică de 5%, dar în spate râde și spune tot la noi veți veni pentru a vă împrumuta. E foarte posibil. Este foarte posibil să ajungem în situația, așa cum spuneam, a unei balanțe comerciale deficitare, dacă economia nu vine din urmă pentru a balansa această creștere a consumului, să apelăm la credit. Cum să o echilibrăm, cum să o calibrăm, domnule Culețu, când citeam în această dimineață Asociația Producătorilor de Ouă, spun, noi nu putem să mai intrăm pe piață, vin ouăle din Polonia, am ajuns din Polonia să importăm ouă și acești producători autohtoni spun, nu mai, nu se mai poate. Aici ați atins o altă problemă. Eu cred că
Cea mai importantă problemă, vedeți, vorbea domnul președinte Iohannis de un proiect de țară. Cea mai importantă problemă este sprijinirea capitalului autohton, credeți-mă. Din discuțiile pe care le am cu foarte mulți întreprinzători, toți se plâng fie de faptul că nu există o piață concurențială adecvată, fie de faptul că au controle care pur și simplu îi macină și nu îi lasă să-și desfășoare activitatea, fie că taxele pe care le plătesc sunt totuși încă mari și nu le permit să aibă acces la investiții ca să-și mărească capacitatea și veniturile. Astea sunt probleme absolut de prioritare pentru viitorul guvern, pentru că fără o economie românească, fără o economie românească într-adevăr competitivă, nu riscăm să devenim o colonie. Corect, aveți dreptate, dar cum să devenim noi competitivi, spun în primul rând pe piața națională? Nici nu mai gândesc la exporturi, să intrăm cu produsele noastre pe partea de export, când, așa cum spuneați și noastră, avem taxe mari care automat ridică prețul produselor. Poate că ele sunt de bună calitate. Aici sunt mai multe lucruri de discutat, să știți. Competitivitatea poate fi asigurată, după părerea mea, în primul și în primul rând, prin calitatea umană, prin educație mai ales. Ori aici este o altă problemă care este prioritară, după părerea mea. Educația și tot ceea ce se învață, din păcate, până la nivel înalt, este departe de comanda socială sau de necesitatea socială. Nu se răspunde în fond în ceea ce societatea are nevoie sau în ceea ce companiile au nevoie, pentru că curicula este departe de practică, iar cei care termină, din păcate, școlile, și aici și la adresa mediului acesta universitar. Și universitar și mai puțin universitar, aș avea niște critici de făcut, pentru că totuși cred că a scăzut într-un fel calitatea studentului ieșit de pe exact, bănci și facultăți. Exact, și lucrul ăsta se vede, să știți. În timp riscăm, apropo de competiție, să devenim mai puțin competitiv, deși în Europa este un program intens de creștere a competiției bazat pe knowledge, bazat pe cunoaștere, bazat pe investiții. Lucrul ăsta corect. Trebuie să-l înțelegem. Deci competitivitatea pleacă de aici, competitivitatea pleacă sigur de la un mediu propice, o atmosferă, ca să spun așa, în care totul e predictibil, în care nu te aștepți să se întâmple cine știe ce nenorocire peste zi și să apară cine știe lege cu modificarea nu știu căror coeficienți sau impozite și taxe care să îți afecteze planul pe care l-ai făcut pentru o perioadă mai lungă de timp. Aici e o altă mare problemă și, din păcate, acest an electoral la care revin, probabil că va crea pentru anul viitor niște corecturi care vor însemna din nou, nu știu, doamna Dragu, și taxe, dar ministrul finanțelor ne-a spus clar acum 2 săptămâni, 2017 va fi un an greu. Da, este foarte adevărat, exact ce spuneam mai devreme. În condițiile consumul este nesustenabil, vor trebui făcute ajustări. Nu se poate că România să aibă un deficit comercial peste 3%, pentru că riscăm să ajungem la impeachment cu Uniunea Europeană, care are o prevedere clară. Da, ne-au acceptat 3%, dar oricum e destul de mare. Exact, este limita la care se poate ajunge. E foarte important, spuneați de studenții care ies de pe băncile facultății. Și dacă facultatea pregătește studenți buni, unde se duc acei studenți? Ați văzut ce se întâmplă cu specialiștii? Aici, să știți că aici cred că ar trebui. Cum îi motivez să rămână? Ar trebui ca statul să intervină, după părerea mea. Deci toate companiile care angajează studenți ar trebui în mod clar sprijinite cu programe de finanțare din partea statului pentru fiecare student, să știți. După părerea mea, nu există altă soluție de a păstra inteligențele câte sunt în această țară decât prin intervenția statului. Orice companie care angajează studenți care au terminat facultățile trebuie sprijiniți. Și este evident că acest program trebuie repede implementat, pentru că, după părerea mea, vom rămâne cu o calitate umană din ce în ce mai slabă a celor care termină universitatea. Pentru că cei mai buni pleacă. Și dacă vorbim de competiție, faci competiție cu oameni vorbeați care sunt vârfuri. Corect, vorbeați de programul de țară al domnului președinte. Da. N-ar trebui inclus și aspectul acesta foarte important al resursei umane, al stabilității? Fără discuție. Deci, v-am spus, dacă aș fi consultat asupra programului de țară, aș spune ce am spus la început. Capitalul autohton.
sprijinit capitalul auto, inclusiv prin angajarea tinerilor, inclusiv prin programe de finanțare a acestor tineri, fără discuție. La fel cum cred că acel proiect pe care îl propusesem eu când eram deputat, de a acorda credite unor studenți pentru a termina facultățile cu posibilitatea de a le plăti ulterior, trebuie să intre și în România în vigoare, pentru că sunt foarte mulți copii care nu merg la școală pentru că taxele, dacă ajung să fie studenți cu taxe, sunt destul de mari și nu își pot permite să le plătească. Și astfel cred că se pierde un potențial destul de important. Deci pe lângă, cum spuneam mai departe, legat de proiectul de țară, această sprijinire a capitalului autohton, educația este fundamentală. Educația este fundamentală pentru a asigura creșterea competitivității României și un loc cât de cât onorabil între Uniunile Europene și sănătate la fel, să știți. Lucruri fundamentale, pentru că sunt elementele pe care crești o națiune pentru foarte mult timp și la asta trebuie să ne gândim. Structura de rezistență a unei națiuni. Exact. Școlile de meserie au dispărut. Da, asta a fost o greșeală, după părerea mea. Vă mărturisesc că și eu, ca să repar ceva, e destul de complicat să găsești, să apelezi la prieteni, e foarte dificil. Și aici cred că s-a făcut o mare eroare, să știți. Mi-aduc aminte că înainte era foarte simplu de găsit, mai ales că am lucrat în cooperație și erau foarte mulți meșteșugari cărora te puteai adresa. Sigur, era o altă structură a economiei, acum vorbim de cu tot o altă structură a economiei, unde serviciile sunt cele mai importante, poate nu această activitate productivă, dar și aici ar trebui să avem în vedere crearea unor școli la nivelul secolului 21 care să permită acestor meseria, și aș numi, sigur că da, la un alt nivel, să-și poate desfășura activitatea, pentru că există cerere suficientă. Asta cu siguranță, pe piața muncii există și există și da. Solicitare din partea celor care doresc serviciile respective. Dar iată că noi ne axăm mai mult pe avocați, nu spun că nu este nevoie, dar avem nevoie și de meseria. Și da, fără discuție. Bun, clar, un an electoral cu decizii foarte interesante care vor afecta, au și recunoscut tehnocrații că vom avea un 2017 destul de dificil. Ceea ce m-a șocat puțin, consensul acesta pe legea creditelor în CHF, vedem deputații din Comisia Juridică și cea de Buget Finanțe au ajuns la o concluzie după ce i-au audiat reprezentanții clienților, au venit și băncile și ANPC-ul și promit că vor vota conversia la cursul istoric, curs istoric. Deci atunci când ai luat creditul în CHF, a fost un curs pentru CHF. Au fost mulți români care au avut depătimit de pe urma cursului CHF și acum se va da o lege, probabil se va vota, în care se va face conversia la cursul de atunci. Cum vi se pare, în primul rând, din punct de vedere economic, într-o țară care trebuie să fie sănătoasă? Deci eu, a spus, s-a discutat în Comisia Juridică și Comisia Juridică și cea de Buget Finanțe. Comisia Juridică o cunosc foarte bine și nu cred că este atât de competentă în ceea ce privește economia, ca să spun așa. E mai mult vorba de partea juridică și legislativă. Comisia de Buget Finanțe, dacă această propunere s-a votat, după părerea mea, numai anul electoral este bine. Este a fost de bine. Un consens PNL-PSD. Da, numai anul electoral este de bine și dorințele populiste ale multora de a câștiga niște voturi pe ultima sută de metri. Pentru că eu, ca economist, nu pot să fiu de acord și am să vă expun și de ce. Bun, contractul de credit este un contract între părți, între bancă și client, da? Bun, semnat la o anumită dată. În mod cert, cel care a semnat, eu am spus chiar la dumneavoastră în emisiune, că cea mai bună variantă e să iei un credit în moneda în care ești plătit. Ai veniturile, corect. Pentru că dacă faci altfel, ai un risc pe care nu-l poate valutar, estima logic. Nimeni. Dar nimeni nu-l poate estima. Și de obicei românii știu sau știau că leu se depreciază permanent. Și dacă aveau în vedere acest lucru, bun, te bucur, știți că a avut dreptate domnul Iserescu, te bucur că iei creditul 2-3 zile și după aceea plângi 20 de ani. E, ar trebui să fii mai prevăzător și să ai în vedere și acest schimb valutar. Dar eu pun problema invers. Toți se plâng că leu s-a depreciat și francul elvețian a crescut, da? Și vor să-l readucă la data când s-a semnat. Dar dacă
Dacă era invers și ar rămâne această prevedere că facem conversia la ziua în care s-a acordat creditul, dar dacă s-ar fi depreciat francul elvețian și ar fi crescut leu, ce s-ar fi întâmplat? Ar fi plătit mai mult românii? Ar fi ieșit băncile și ar fi făcut revoluție. Deci, bun, dar ies și eu din haina de economist și vă întreb așa, da. Dar băncile n-au încurajat acest tip de credit în moneda respectivă? Fără discuție. Eu sunt banchier, dar sunt de acord, fără niciun fel de rezervă, că băncile au greșit într-adevăr în această criză foarte, foarte, foarte mult. Nu sunt singurele, să ne înțelegem. Nu numai băncilor se datorează criza financiară acută prin care încă mai trecem, din păcate. Dar au făcut greșeli fără această debandadă, aș numi eu, a creditelor acordate în maniera în care s-au acordat, fără rezerve, este o dovadă a faptului că băncile au uitat de analiza de risc care este absolut necesară la acordarea fiecărui credit. Ori lucrul ăsta trebuie să și-l asume. Dar, bun, au greșit băncile, dar cei care au luat creditele n-au greșit, pentru că, vedeți dumneavoastră, întotdeauna previziunea este cea care trebuie să te conducă în viață și mai ales gândirea în perspectivă. Dacă te bucuri, cum spuneam mai devreme, pentru 2 zile de credit și după aceea începi să plângi și să arunci cu pietre în bancă, bun. Nu știu dacă e varianta optimă. Dar să vorbim despre partea neutră care ar fi trebuit să gestioneze cumva această situație sau să nu fie atât de permisivă. Banca Națională, nu au departamentul acela de control, de previziune, că tot vorbim despre previziune. E de ce n-au putut să intervină și să limiteze cumva acest... Să înțelegem. Banca Națională, sigur că are rol de coordonator în ceea ce privește activitatea, în sensul în care normele emise de fiecare bancă, pentru că fiecare bancă are dreptul să emită norme, sunt avizate și aprobate de Banca Națională. Dar dincolo de această aprobare a băncii naționale, băncile comerciale sunt cele care au relația cu clientul. Nu poate interveni Banca Națională într-o relație directă bancă-client, decât emițând niște reglementări la nivelul întregului sistem bancar. Nu se poate discuta separat despre clienții unei anumite bănci. Este evident că... Iar, încă o dată, riscul valutar este valabil și pentru bancă și băncile pierd ca urmare a riscului valutar. Este valabil și pentru client. Și clienții pot pierde, pot și câștiga, să știți. Sunt clienți care pot și câștiga ca urmare a riscului valutar. Sunt unii chiar care speculează. Soros a făcut miliarde mizând pe descreșterea lirei engleze și a câștigat. Da, sunt și foarte mulți care pierd. Păi cred că domnul Soros în dimineața aceasta a deschis șampaniile. Păi lira sterlină este la minimul ultimilor 31 de ani. Deci minimul ultimilor 31 de ani. Ce se va întâmpla cu Anglia, cu Marea Britanie? Eu cred că Marea Britanie... Eu nu pot să-mi explic în primul rând cum s-a ajuns ca în Marea Britanie o asemenea decizie să fie luată. Iată că democrația până la urmă, chiar în state care au vechi, sunt vechi state în ceea ce înseamnă democrația, îți poate conferi surprize. Îți poate conferi surprize și tendințele naționaliste, xenofobe, chiar extremiste, și-au făcut loc din nou în Europa destul de bine, în aproape toate țările. Totul, după părerea mea, este ca urmare a crizei prelungite, așa s-a întâmplat și în 29-33, când au apărut partidele extremiste, și cred că totul se datorează și unei reacții destul de limitate a Uniunii Europene. Cred că e nevoie ca Uniunea Europeană să se regrupeze acum după această experiență a Brexitului și să-și dovedească solidaritatea mult mai mult decât până acum. Nu vi se pare slabă Uniunea Europeană în momentul de față? Parcă nu se trezește din pumni. Ba da, criza aceasta a emigranților a făcut ca foarte multe țări, uite Polonia, uite Cehia, uite Ungaria, să aibă o abordare care este dincolo de modul în care Uniunea Europeană înțelege să rezolve la nivel global criza emigranților. Aceste ieșiri din decor fac într-adevăr ca solidaritatea la nivelul Uniunii să fie afectată, dar eu cred că experiența ieșirii Marii Britanii, care în niciun caz nu va fi benefică Marii Britanii, eu sunt convins că foarte mulți investitori
nu vor rămâne la piața britanică, ci vor vrea să aibă acces la o piață mult mai mare, care este Uniunea Europeană, și se vor reloca din Marea Britanie în Uniunea Europeană. E, lucrul ăsta va afecta clar economia Marii Britanii, la fel cum faptul că Marea Britanie va trece pentru o perioadă dificilă, cel puțin 2-3 ani, îi va face pe alții să se gândească mult mai serios dacă vor rămâne sau nu, da, sau dacă vor să facă breșe în cadrul solidarității. Cred că unii britanici regretă, s-au pripit probabil, acum cred că regretă. Cu jumătate de oră înainte să intrăm în emisiune, iată încă un lucru care totuși bulversează piața agricolă. Spune un europarlamentar român, Laurențiu Rebega, astăzi într-o conferință Romanian Agrobusiness, din 2019 subvenția europeană din agricultură va dispărea și fondurile vor fi utilizate pentru migranți. Deci, iată, din 2019 nu vom mai avea subvenții pe agricultură, spune europarlamentarul, care este membru în Comisia pentru Agricultură în Parlamentul European. Iată, și a confirmat și ministrul agriculturii Achim Irinescu. Asta e o declarație foarte gravă, să știți. Asta spun, mi se pare destul de grav. România... Deci asta ar putea afecta fundamental țările care în cea mai mare parte depind de agricultură, sau mă rog, într-o parte însemnată. Pondere destul însemnată avem și noi, nu? Da, iar România este un asemenea caz. Dar eu nu cred că subvențiile în agricultură, știți, e un principiu. Când s-a dat ceva, e mult prea greu după aceea să iei drumul înapoi. Și vă aduc aminte ce s-a întâmplat cu reducerea salariilor și a pensiilor, chestie care a generat profunde nemulțumiri. La fel s-ar întâmpla cu certitudine și cu... Sigur că e nevoie de fonduri pentru imigranți, dar nu cred că ar trebui afectat sau că ar trebui luate fondurile din această zonă a subvențiilor pentru agricultură, care pentru România s-a dovedit benefică, să știți. După părerea mea și ce am văzut în ultima perioadă, am colindat puțin județul, mai mult chiar, este foarte bine, vedeți, apelul la posibilitatea de a apela la credite de la Uniunea Europeană a condus, am văzut câteva crame și câteva unități foarte bine dotate, făcute cu credit într-adevăr de la Uniunea Europeană, reconversie care arată foarte, foarte, foarte bine. Problema, discutam și cu ei, mai importantă este cea a găsirii, pentru că noi, până la urmă, de produs, poate multă lume produce, dar piața este și o adevărată știință să vinzi produsul, nu numai să-l produci. Și probabil că românii vor trebui să învețe că există o meserie care se cheamă aceea de vânzător, în adevăratul sens al cuvântului, pe care vor trebui să o învețe mult mai bine, mai ales cei care au, și sunt foarte mulți care au în domeniul vinului investiții făcute. Dar eu n-am putut decât să mă bucur, pentru că orice investiție este o investiție care angajează oameni. Este evident. Orice investiție făcută cu fonduri europene este cu o tehnologie modernă. Asta este foarte bine. S-au modificat structurile culturilor, lucru care este iarăși foarte bine. Deci lucrurile evoluează pozitiv în agricultură și de aceea m-aș mira să văd este o declarație fonduri. Șocantă, într-adevăr. Ați luat pulsul județului. Vi se pare că ușor, ușor oamenii înțeleg care este într-adevăr adevărata lor menire ca și pilon în economie? Acești antreprenori. Vă spuneam mai devreme că majoritatea au temerea parcursului pe termen lung. Pentru că așa s-a întâmplat. N-au stabilitate legislativă, exact. Nu? Aici exact. Nu există predictibilitate. Aici lucrurile trebuie odată pentru totdeauna stabilite și posibilitatea de a interveni și de a modifica regulile în timpul jocului trebuie stopată, pur și simplu. Chiar dacă trece bugetul, poate prin anumite clipe mai grele. Dar soluțiile nu trebuie găsite în a apela din nou la acești oameni care, de bine de rău, să știți că îți plătesc taxele către stat, angajează oameni și țin acele familii ale acelor oameni și reușesc chiar în condițiile acestea a unei piețe încă fragile, să spun așa, pentru că totuși criza se manifestă, nu avem acel consum abundent cum eram în 2007, în 2008, când pur și simplu se vindea orice și banii parcă erau pe stradă. Nu!
încă există o doză de incertitudine. Chiar ieri vedeam un sondaj în care românii spuneau 68% sau 65% că România merge într-o direcție greșită. Iată o doză de incertitudine care poate greva asupra viitorului economiei. Și e destul de greu într-o stare de incertitudine să poți să investești și să-ți urmezi cursul mai departe. Majoritatea sunt mai temperați și așteaptă într-adevăr acea zonă de stabilitate pe mai mult timp, astfel încât să-și poată face planul fără să fie... Este și normal, gândesc într-un mod sănătos, îmi fac un business plan pe 3-4 ani, vreau să am și eu niște lucruri clare, bătute în cuie, pe care pot să mă bazez, dar iată că vestea bună însă, iată, România a primit de la Comisia Europeană în primele 9 luni ale anului 2016 peste 3,2 miliarde de euro din fondurile structurale și de coeziune alocate țării, dar vin din 2007-2013 da, acești bani. Așa este. Așa este. Noi suntem în întârziere. Aș face un amendament aici. Noi am făcut o mare greșeală apropo de politica pe care am avut-o față de autostrăzi. Noi trebuia să avem autostrăzi până acum pe aceste fonduri ale Uniunii Europene și nu numai. Pentru că, vedeți, vorbim de dezvoltare, dar fără infrastructură nu vom avea niciodată investitori. Vă dau un exemplu, Constanța. Constanța, fără o infrastructură adecvată, nu poate niciodată să aspire la investiții. Este mult mai departe de vest, vestul e mai aproape de Occident decât suntem noi. Ori existența unei infrastructuri de la Timișoara, Beiuș, Oradea, către Constanța, este calea sigură a creșterii investițiilor străine. Bun, avem nevoie de acest lucru, mai ales că avem și portul aici, care este o poartă către toată lumea. Lucrurile astea trebuiau să se întâmple până acum. La fel, cred că de foarte mare importanță este viziunea spre ceea ce vrem să dezvoltăm în România. Bun, ce fel de națiune sau ce fel de economie vrem să dezvoltăm? În ce zone avem abilități ca să ne le putem, într-adevăr, prezenta tuturor de o manieră în care să fim competitivi. Și aici cred că zona aceasta IT, am văzut foarte multe aprecieri la adresa românilor care lucrează în străinătate. Sigur că sunt cei mai bine dotați care n-au vrut să rămână aici. Și aici revin la ideea de a mai păstra din inteligențele care și trebuie un efort făcut din partea statului. La fel cum aș... Cred că ar fi necesar și un efort de a aduce în țară pe cei care, la fel, cu intervenția statului, cu acordări de facilități, cu case, cu anumite, fără discuție. Dacă vrem să crească competitivitatea și calitatea materialului uman, trebuie să-i aducem. Să nu mai fim o țară de consum, ci una de producție. Da. Credeți că va veni momentul în care vom sta la masă și vom vorbi despre România, o țară bazată pe care are o creștere economică bazată pe producție? Crezi că va mai veni momentul acela în situația de față? Ce se întâmplă? Economia capitalistă este o economie ciclică. Economia capitalistă are și perioade de boom și perioade de declin. Noi acum suntem, după părerea mea, în perioada în care ieșim din declin. Și cred că... Suntem pe o bandă ascendentă? Da, cred că chiar dacă mai sunt fluctuații, sunt economiști care vorbesc de un lost decade, adică de o decadă pierdută. Și cred că așa s-a întâmplat și cu... Sunt foarte multe analogii care se fac între această criză și criza din 29-33, care de fapt s-a terminat în 38. Programul de înarmare al Germaniei și al Americii au condus pur și simplu la finalizarea crizei. Eu sper să nu se întâmple în aceeași manieră și acum. Să avem aceeași bază în armare, da, pentru creșterea economică. Dar se pare că, iată, am avut o decadă pierdută și nu pot decât să constat că sunt cei care spun sau au această sintagmă a unei decade pierdute, tind să aibă dreptate. Suntem în 2017, deja de 2016 mai vorbim mult mai puțin. Și criza a început în 2007. S-a accentuat în 2008. Ori, cred, spuneam mai devreme, că suntem pe perioada de ieșire din declin și va urma probabil o nouă perioadă
să nu urmezi de boom, de creștere economică accentuată. Accentuată nu în sensul că vor fi creșteri de 10%, dar în sensul că creșteri de 3-4% vor fi constant o perioadă mai mare de timp, ceea ce va asigura predictibilitate și creșterea încrederii, inclusiv a consumului, dar cu creșterea și a produsului intern brut bazat pe investiții și producție. Lucrurile acestea cred că se vor realiza, mai ales că Brexit-ul poate să ne ofere un avantaj. Spuneam mai devreme de firme care se vor reloca din Marea Britanie și va trebui să avem abilitatea și să le oferim și facilități, că întotdeauna așa se întâmplă, ca să-i putem atrage în România. Constanța va trebui să facă față, după părerea mea, mult mai bine decât face față acum unei oferte pe care ar putea o prezenta investitorilor externi. Fac o comparație cu Clujul, unde universitatea, mediul academic, dar și administrația sunt mult mai deschise și mult mai sensibile la ceea ce înseamnă efectul economic. Și sigur că au și sprijinit. La noi, din păcate, vechea administrație nu avea în vedere acest lucru și acest lucru lasă semne și lasă urme, pentru că foarte mulți investitori erau reticenți să investească în această zonă. Ca să nu mai zic că și mediul academic nu e la fel de competitiv. Bun, n-ar trebui construit aici un plan de investiții, un caiet al investitorului, cumva ceva de genul acesta? Am la întâlnirile care le-am avut, am avut ocazia să mă întâlnesc cu actualul primar, care este un om care percepe mult mai bine și este mai atent, cel puțin în discuțiile pe care le avem, față de precedenta administrație, care avea cu totul altă abordare, dar este, după părerea mea, bine intenționat și cred că ar trebui în domeniul acesta, i-am și spus, al investițiilor, al creșterii economice a acestui județ, Constanța să aibă un rol mult, mult, mult mai important. Și asta nu se poate face decât cu deschidere, nu se poate face decât cooptând universitatea și mediul academic ca o ofertă de forță de muncă care să fie pe placul celor care vin să investească și cu sigur că da, cu facilități acordate. Nu care să încalce reglementările Uniunii Europene, dar care să ofere posibilitatea investitorilor, sigur că da, să gândească pe termen. Da, este un angrenaj, nu este conceput, în care administrația spune investitorul X, vino, uite, îți oferim resurse, forță de muncă, la nivel pregătit, costurile aici probabil medii, eu, administrație, îți ofer infrastructură câtă este ea, terenuri, facilități sigur fiscale, ai toată plaja. Sigur. Vino sigur și dezvoltă-te. Suntem pe final. România are resurse. Lipsește voința politică, oare? Lucru cu care eu, credeți-mă, eu am frustrările și nemulțumirile mele, pentru că am fost implicat. Acum sunt mai puțin implicat în politică, e adevărat, dar am fost implicat în perioada de mai bine de 25 de ani. Am plecat cu multă naivitate la drum în 1990 și am crezut că putem schimba România repede și că românii vor ajunge repede în Uniunea Europeană și în capitalism. Nu a ajuns fizic, ci a ajuns la un nivel care să fie comparabil cu al mediei Uniunii Europene. Nu putem aspira la vârfurile Uniunii Europene. Din păcate, românii, marea majoritate, și vorbesc și de ultimele vizite care le-am făcut, sunt într-adevăr nemulțumiți și pe bună dreptate la adresa clasei politice, pentru că efectiv corupția a atins nivelul într-adevăr la care nu mă puteam gândi, credeți-mă că nu mă puteam gândi, toate aceste resurse care au fost risipite, toate puteau contribui în mod fundamental la creșterea standardului de viață și a puterii de cumpărare a românilor. Uite că lucrurile n-au stat așa și ăsta e un mare motiv de nemulțumire. Sigur că poate n-aș fi putut face sau influența, dar cred că vocea mai multor politicieni care se atenționeze asupra faptului că agenda publică trebuie să aibă alte priorități și nu cele de a rezolva nu știu ce interese clientelare, asta, și cred că asta trebuie să fie pentru următorul parlament elementul fundamental. Trebuie ca această țară și oamenii din această țară să simtă într-adevăr că decizia politică îi ajută, îi sprijină, le creează deschidere. Sigur, e nevoie și de o altă clasă politică, fără discuție, și sprijin acest demers de schimbarea a clasei politice cu un amendament, acela că nu poți deveni
politician, e o meserie, să știți, fără să ai în spate o altă meserie în care ți-ai făcut datoria cu prisosință. Corect, foarte, foarte bine punctat. Românii au șansa în decembrie să-și exprime votul așa cum consideră dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule Culețu, pentru prezență. Au înțeles și românii ce se întâmplă cu toate aceste elemente, ce stă în spatele creșterii economice de 5%. Sper să avem ocazia să discutăm despre o creștere economică care are la bază producția. România are resurse, haideți să le utilizăm așa cum trebuie, să le utilizăm într-un mod inteligent. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și în această seară. Toate cele bune. La revedere!